Salutare tuturor! Pentru acest videoclip vreau să fac rețeta de cozonac, însă nu orice rețetă, va fi vorba de rețeta bunicii de cozonac pe care vreau să o urmez și să o dau mai departe. N-am deraiat foarte mult de la varianta originală, am făcut câteva mici adaptări pentru că ceea ce contează cu adevărat este de fapt tehnica. Bunica tot timpul o să facă cozonacul într-un cuptor cu lemne și acolo este altă poveste, acolo este o diferență, însă am adaptat și merge și pentru cuptorul electric, pentru cei de acasă, după cum spuneam, ceea ce contează cu adevărat sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi și trebuie să-i respecti și totul o să fie bine, așa că nu mai lungesc, dacă ești interesat, hai să vezi ce am făcut. Se spune că cel mai bun cozonac se va face cu plămădeală, adică se va face o primă dospire, ceva ce am văzut și la bunica și asta vreau să dau și mai departe, bineînțeles. Cantitatea de drojdie pentru un kilogram de făină poate că este mai subiectivă, eu am folosit 50 de grame, am zdrobit-o într-un bol împreună cu 2 linguri de zahăr. Peste am adăugat 100 de ml de lapte călduț, nu fierbinte, asta va asigura o activare mult mai rapidă a drojdiei. Am amestecat până la dizolvare, apoi a urmat și făina, 4 linguri mai exact, asta ar veni undeva la 100 de grame. Făina, după cum cred că știe toată lumea, trebuie să fie cea mai fină, adică cea 3 de 0. Am amestecat până când s-a format o pastă, am acoperit și am dat deoparte. Din kilogramul de făină am luat 4 linguri pentru plămădeală, restul l-am turnat în acest castron, unul destul de încăpător pentru că trebuie luat în calcul și dospirea, asta înseamnă un volum dublu. Am folosit și o parte citrică, respectiv coaja de la o lămâie și de la o portocală, bineînțeles care au fost bine spălate în prealabil. Ce am folosit eu sunt de fapt și ecologice pentru a avea cea mai bună, cea mai sănătoasă coajă. Am amestecat, după care m-am ocupat și de ouă, care sunt de fapt destul de importante pentru acest aluat. Eu am folosit ouă de casă, iar asta va însemna un gălbenuș mult mai colorat, iar ulterior, asta se poate observa la final, mă refer la culoarea cozonacului. Pentru aluat se va folosi doar gălbenușul, iar albușul se va folosi pentru umplutură, o să vezi puțin mai încolo. Chiar dacă este un aluat dulce, va avea nevoie și de sare. Zahăr am adăugat 12 linguri, iar asta a însemnat pentru mine 230 de grame. Partea de grăsime este de asemenea importantă la un aluat de cozonac. Am început cu un unt, unul bun de 82% grăsime, neapărat, fără margarină sau ceva de genul. Am lăsat o bucată deoparte, după cum vezi. Cu partea aceasta voi unge formele la final. Untul trebuie topit, însă înainte am adăugat sau poate am completat cu un ulei de floarea soarelui. Așa arăta plămădeala mea după 20, să zic, maxim 25 de minute. Contează și temperatura camerei, ceea ce e normal, dar cam atât va dura. Doar când am avut totul pregătit pe masă, am dat drumul și la aluat, este cel mai bine să ai totul la mână. Pe lângă ingredientele pe care deja le-ai văzut, mai trebuie și lapte. Laptele pentru formarea aluatului trebuie să fie și el cald, dar nu fierbinte, la fel ca la plămădeală. Rând pe rând, am început să adaug ingredientele peste făină. Am început cu plămădeala. Am adăugat și o parte de lapte peste gâlbenușuri. Am vrut doar să mă asigur că zahărul este bine topit. Am adăugat și restul de lapte, după care urmează partea unde trebuie să muncești puțin pentru aluat, dacă pot spune așa, pentru că urmează frământarea. Un aluat bine frământat înseamnă un aluat elastic. Elasticitatea va capta cel mai bine bulele de aer formate în urma dospirii, iar la final nu poate însemna decât un cozonac mai pufos. După cum vezi, aluatul trebuie să fie mai moale, mai greu de lucrat cu el, doar așa se poate aera cel mai bine. Dacă aluatul este mai solid, atunci va crește și mult mai greu, plus că nu va fi la fel la final, așa că trebuie să fie cumva în această direcție, ceva mai moale.
până să adaug partea de grăsime, care se adaugă doar la final. Am lucrat aluatul undeva la 20 de minute bune. După acest timp, aluatul devine mai elastic și va începe să se desprindă de pe mâini. Când se întâmplă asta, urmează și partea de grăsime care se adaugă treptat, nu se adaugă toată odată. În acest punct, aluatul nu mai trebuie lucrat foarte mult, trebuie luat în calcul doar încorporarea. Eu am adăugat partea grasă în 3 rânduri. Vei ști când se adauge a doua oară, respectiv a treia oară. Atunci când aluatul a înghițit tot și devine oarecum lipicios, vei vedea asta cu ochiul liber. Cam așa ar trebui să fie aluatul la final, unul mai lucios și bine legat în același timp. Acum nu rămâne decât să fie acoperit și lăsat la dospit. După cum spuneam și mai devreme, temperatura camerei contează. Eu am 23 de grade în casă, iar asta a însemnat un timp de dospire de o oră. Dacă ai mai multe grade sau mai puține, nu contează foarte mult, contează doar să își dubleze dimensiunea. Cozonacul cu nucă este cel care se preferă în zona noastră. Am trecut nuca prin această mașină de măcinat. Am folosit 400 de grame de nucă, ceea ce cred că este și maxim. Albușurile separate le-am păstrat în frigider, iar acum pentru formarea umplutorii trebuie bătute spumă. Zahărul îl adaug doar după formarea bulelor. Așa ar trebui să stea la final, asta ar însemna o spumă bine bătută. În două tranșe, pentru cea mai bună omogenizare, am adăugat și nuca măcinată. Esența de rom va completa totul, cred eu că este și obligatorie. De fapt, romul se regăsește și în variantele mai vechi de cozonac. Ca și cantitate, am adăugat 2 linguri, nu cred că merită să adaugi mai mult, pentru că de cel mai multe ori, dacă este prea mult, strică. Cu bucata de unt păstrată, am început să ung și formele. Eu am uns cu unt, însă bunica folosește untură de porc pentru forme, pentru ungerea formelor. O mică adaptare pe care am vrut să o menționez. Mărimea formelor contează foarte mult pentru toate ingredientele pe care le-am prezentat. Asta pentru că am făcut rețeta pentru 3 cozonaci, însă pentru forme de 30 pe 12 cm. După cum vezi, după timpul de dospire, aluatul și-a dublat dimensiunea. Dacă vrei să ai 3 părți egale, prima oară trebuie cântărit tot aluatul, după care împărțit în 3. Însă nu este obligatoriu, se poate face și la ochi, liniștit. Pe masa de lucru curată sau poate pe un cârpător mare, am dat cu ceva ulei, l-am întins, asta pentru a evita lipirea aluatului. L-am întins din mână, cum am simțit eu că este mai uniform. Ceea ce se poate face este să întorci aluatul, asta pentru că partea de jos tot timpul este mai neuniformă. Partea mai neuniformă care vrei să fie în interiorul aluatului, iar partea fină să rămână deasupra pentru cea mai uniformă și cea mai frumoasă formă. Umplutura trebuie și ea împărțită în 3, foarte simplu. Am încercat de asemenea să întind totul cât mai uniform, aproape de margine, dar nu chiar până la limită, probabil la un deget distanță. Rularea am făcut-o încet, treptat, pentru că aluatul este moale, așa trebuie să fie. Cozonacul poate fi împletit sau poate sucit, cum vrei tu. Eu însă am făcut o variantă simplă și clasică pe care am văzut-o tot timpul la bunica. Cu varianta asta de fapt am și crescut. Poate de fapt este și cea mai comună variantă. Asta am făcut-o eu. La fiecare întindere de aluat trebuie uns neapărat și cu lei. Vreau să arăt și o variantă mai neoficială, dacă pot spune așa, sunt sigur că ai mâncat. La noi se numește cozonacul bavarez. Este un cozonac cu rahat și cu stafide de asemenea. Am folosit un rahat de portocală pe care l-am tăiat cu bulețe. Am cântărit 100 de grame.
Am distribuit uniform și 70 de grame de stafide. S-ar complica puțin lucrurile dacă vrei să adaugi mai mult, asta pentru că aluatul va fi mai greu și va îngreuna dospirea, respectiv creșterea. Rularea, de data aceasta, am făcut-o doar până la jumătate. Am rulat și de partea cealaltă până la îmbinare. După care am întors dintr-o mișcare și am unit capetele. Asta nu va face nimic la gust, nu este obligatoriu. E vorba doar de forma umpluturii care se obține la final. Odată așezat în formele unse, trebuie acoperit și va urma a doua dospire. O a doua dospire, la fel de importantă și necesară ca și prima. Când și-a dublat dimensiunea, în cazul meu, după 50 de minute, probabil o oră, atunci știi că e aproape gata de cuptor, dar înainte am spart într-un bol un ou împreună cu gălbenuș și o lingură cu apă. Rând pe rând am dat cu acest ou, cu ajutorul unei pensule, pe fiecare cozonac în parte. Se face acest pas doar pentru ca la final cozonacul să aibă acel luciu specific. Temperatura este foarte importantă și cu siguranță diferă de la cuptor la cuptor. Trebuie să fii atent în acest punct pentru că cu ușurință poți strica tot ce ai făcut până acum. La cuptorul meu, de exemplu, dacă aș pune grilajul în partea de sus, ar arde rapid totul, mai ales cozonacii. Dacă l-aș pune în mijloc, la fel, destul de riscant, tocmai de aceea, după cum vezi, am pus grilajul în cea mai joasă parte pentru a avea o siguranță. După 6 sau 7 minute, dacă schimbă culoarea mai mult decât ar trebui, am trecut o hârtie de copt prin apă rece, am stors, am așezat cât mai rapid peste și am închis repede cuptorul. Pentru mine e ca o măsură de siguranță pentru că îmi cunosc cuptorul și am mai pățit, eventual neapărat să urmărești în primele minute și să faci și tu la fel ca și măsură de siguranță, de ce nu? De la 150, în acest punct am dat pe 140 de grade, trebuie neapărat lucrat fără ventilator, cu aer uscat. Folia am lăsat-o doar 20 de minute, iar după cum vezi, la îndepărtare, culoarea este una uniformă, așa cum cred eu că ar trebui să fie. Au mai rămas încă 20 de minute de coacere, culoarea este tot mai pronunțată. Deja ne aflăm în ultimele minute și este aproape gata. Toate astea în condițiile în care am preîncălzit cuptorul cu 20 de minute înainte să bag cozonacul. Timpul total de coacere a fost de 55 de minute. Cozonacul, în acest punct, îl verific doar după culoare, pentru că interiorul sigur este gata, totuși a stat aproape o oră în cuptor. Culoarea este acolo, probabil că ar mai merge încă puțin, însă trebuie luat în considerare și faptul că dacă stă prea mult în cuptor, se poate usca mai mult decât ar trebui, așa că pentru mine este mulțumitor așa cum este. Imediat după coacere, l-am scos din forme și trebuie așezat neapărat pe lateral. Asta pentru că dacă îl lași așa cum este și îl lași în picioare, asta înseamnă că se va mai lăsa și se va mai îndesa puțin, așa că trebuie făcut asta. Un truc pe care de asemenea l-am învățat, l-am preluat de la bunica. Scos din forme să nu transpire și lăsa pe lateral să nu se lase și neapărat acoperit, dar doar după ce s-a răcit. L-am tăiat abia a doua zi, doar atunci începe să se taie din ce în ce mai bine. Cam așa va arăta și la final, sper că nu mi-a scăpat nimic și totul a fost bineînțeles. Dacă mi-a scăpat ceva, nu am vrut să o mai lungesc foarte mult, lasă-mă jos un comentariu și îți voi răspunde cu drag. De asemenea, dacă ți-a plăcut rețeta și videoclipul, nu uita să apreciezi acest videoclip. Numele meu este Alex Pasarabă, te salut și te aștept cu drag la următoarea rețetă.